Am uitat dosarul medical acasă. Cum pot să dau de medicul acesta când ajung să intru în cabinet odată și odată? Ei bine, câți dintre dumneavoastră s-au confruntat până acum cu asemenea situații? Da, și noi ne-am confruntat la rândul nostru și ne-am decis să spunem stop și să aruncăm aceste griji la coș. De aceea, ce am făcut? Am creat o aplicație numită EasyMed și am căutat ca prin tehnologie să ieșim din granițele care până acum ne-au fost impuse. În momentul de față, pe piață sunt mai multe aplicații de acest fel din sistemul medical. Însă ceea ce am făcut noi a fost să le concentrăm pe toate într-una singură și mai mult ne-am concentrat, cum nu mai face niciuna din cele existente, pe relația între medic și pacient, reușind astfel să aducem o serie de avantaje atât pentru pacient cât și pentru medic. Aplicația este una pentru Android și adresează, după cum am spus, pacienților și medicilor. Sunt, de fapt, două aplicații, într-una singură, interconectate. Ca și public ținta, avem atât sistemul medical public, cât și sistemul medical privat. Să vedem acum ce face un pacient. Ei bine, un pacient își face un dosar medical online și astfel el nu mai pierde date și are totul mereu la el. El intră în legătură cu medicul și nu mai este nevoit să stea ore în șir să caute ce medic i s-ar potrivi afecțiunii lui. Totodată, comunicarea permanentă cu medicii și contactul pe care acesta îl păstrează îi permite să fie urmărit mai bine. În continuare, trebuie să auzim și care sunt avantajele pentru un medic, însă am considerat că cel mai potrivit ar fi să le aflăm chiar de la un cadru medical. Prin intermediul contului meu direct din cadrul aplicației EasyMed, pot efectua o serie întreagă de operații. Pot extrage informații despre pacienții care s-au programat la consultație, analizând profilul lor sau discutând direct prin intermediul chat-ului. Și astfel îmi pot face chiar înainte de întâlnire o imagine despre istoricul lor de cald, despre ce tratamente au urmat deja, rezultatele altor investigații și chiar despre un posibil diagnostic. Sunt convins că astfel voi putea fi mai eficient și voi putea dedica mai mult timp pacienților mei. Mai mult, pot lua legătura foarte ușor cu colegii mei medici care au mai consultat pacientul în discuție și pot obține informații, putem dezbate diagnosticul și eventual în cazul unei probleme complexe se pot instituie chiar echipe interdisciplinare. Pentru mine sunt importante următoarele funcții ale viitoarei aplicației EasyMed. Un răspuns rapid din partea aplicației, dar și o bună securitate a datelor personale ale pacientului. În final, aș putea spune că aplicația EasyMed este binevenită deoarece, în primul rând, vine ca o completare necesară a unor produse deja existente pe piață, în al doilea rând, se aștepta de mult o asemenea aplicație, mai ales în sistemul public de sănătate. Acum, după cum a spus și colegul meu, aplicația EasyMed este formată din două aplicații, fie una pentru pacienți și una pentru doctor. Fiecare categorie de utilizatori se înregistrează în aplicația destinată, completând anumite informații relevante. După aceea, pacienții, după ce intră în cont, pot căuta doctori, căutând anumite cuvinte cheie, precum specializarea, numele unui doctor sau pur și simplu orașul. Pot vizualiza pacientul unui doctor după ce îl selectează, îl pot adăuga în lista lor de prieteni. Dacă cererea de prietenie este acceptată de doctor, pot comunica cu acesta prin intermediul chat-ului. Pot încărca documente, cum ar fi radiografii sau buletine de analiză, și pot vizualiza diagnosticul pe care doctorii l-au dat prin intermediul aplicației. Doctorul poate vizualiza cererile de prietenie pe care le poate accepta sau nu. Dacă le acceptă, poate vizualiza profilul pacientului care conține documentele încărcate de fiecare pacient în parte, poate discuta cu pacientul pe chat și poate adăuga un diagnostic. Fiecare diagnostic are un titlu, data la care a fost efectuat consultul, tratament și anumite observații referitoare la starea pacientului.
În ceea ce privește următorii pași de îmbunătățire, ne dorim să ne axăm în principal pe protecția datelor personale și pe securitate, deoarece în acest moment nu putem stabili exact dacă medicul care se înregistrează este sau nu medic. Vrem să investim într-o bază de date care să permită accesul unui număr cât mai mare de utilizatori, să facem un sistem care să clasifice medicii, să le ofere posibilitatea pacienților să dea rating medicilor și aceștia să fie clasificați în funcție de feedback, să facem o agendă de programări online și să creăm parteneriate cu anumite asociații, laboratoare și așa mai departe. Pentru a ajunge astăzi unde suntem acum, echipa noastră a trebuit să depășească diferite obstacole. În primul rând, lipsa de experiență, dar și timpul de cunoaștere a fost un prim pas pentru ca noi să ne formăm echipa. Datorită mentorului, noi am putut învinge acestea. După aceasta a urmat omogenizarea echipei. Aceasta trebuie făcut din cauza faptului că fiecare se specializa pe o ramură diferită. După aceasta, noi am putut vorbi de lecțiile învățate. Fiecare a putut să antreneze abilitățile tehnice și să dezvolte abilitățile de comunicare, dar nu în ultimul rând, ne-am putut îmbunătăți capacitatea de lucru în echipă. Din cauza faptului că echipa noastră este formată din oameni din toate colțurile țării, noi ar trebui să comunicăm prin intermediul chat-urilor. Am avut grupe WhatsApp prin care mesajele se schimbau constant, întâlniri pe Skype și de asemenea foloseam Drive-ul pentru a face schimb de informații, dar și de documente. Iar pentru ca echipa noastră să poată împărți un singur loc, să putem folosi o singură pagină comună, am creat un cont de mail, care toată echipa avea accesibilitate. Acestea suntem noi. Înainte de a vă da verdictul, mai avem și părerea unui pacient care a folosit deja aplicația. Dintre medic și pacient și de la medic la medic, spre folosul pacientului, este mult mai ușoară.